dacă teoria e importantă sau nu în dresaj sau în educația canină, părerea mea personală e că da, este importantă. Bineînțeles că nu trebuie să ne pierdem în amănunte, dar există câteva noțiuni de bază pe care un trainer ar trebui să și le însușească și mă refer aici la condiționarea clasică a lui Ivan Pavlov, condiționarea operantă a lui Skinner, câteva noțiuni despre instinctele câinelui și probabil alte noțiuni de etologie. Nu putem evita teoria, chiar dacă activitatea noastră e mai mult practică, pentru că practica, așa cum știm, în toate domeniile se bazează pe teorie.